nu știi, bag cu girafa și vine la emisiunea nepregătită. Asta e, nu știi, cu ardeleanul în care văd de girafa. Zice, tu, asta ori e ceva, ori merea undeva, oricum așa ceva nu se poate. Știi? Așa și cu emisiunea noastră. Am surprins lucruri care nu se puteau. Cum ar fi? Păi, n-ai văzut? Nu. Zani, reporter. Lasă că asta mai târziu, dar am auzit că lume faimoasă aseară. Da, domnul Țânțăreanu cu Timid. Înțelegi? Deci toate lucrurile astea despre care noi nici nu... Nici cu gândul nu gândeam. Bine, încolo le potriveam. Deci e ceva de un eveniment? Deci că a fost mare eveniment aseară, toată lumea mondenă, prezentă, care mai de care, mai cuținute, pe stil, pe nestil, pe... Nu pe stil, pe stil, nu fi. Unii au vrut să iasă în evidență, alții... Pe excentric. Da, unii pe clasic. Da? Adică frumos, fără extravaganță, alții fără extravaganță. Acum depinde și din ce punct de vedere s-a mâncat, s-a băut? Depinde ce gusturi ai. Dumneavoastră rămâne să dați până la urmă decizia finală. Apropo, dați-le, domne, au sau n-au stil? Bag-o pe asta. Bună, bună! Le vedem mai mereu strălucitoare în fața camerelor de filmat, însă și vedetele noastre mai plâng câteodată. Pentru că și ele s-au confruntat cu situații limită la care nici nu s-ar fi gândit. Situații în care viața le-a fost pusă în pericol. Și nu o spunem noi, ci ele ne-au povestit. A fost acum mai mulți ani, când era aproape să mă nec la mare și am intrat într-un vârtej și simțeam că efectiv toată viața mea, ca și cum mi se sfârșește în fața ochilor, și am zis gata, e momentul meu să plec din lumea aceasta, dar cumva m-a salvat Dumnezeu. Nu știu, inclusiv atunci când m-am trezit cu foarte multe kilograme în plus, a fost pentru mine o situație limită pe care, din fericire, am gestionat-o în favoarea mea. O situație limită. Da, când aveam 13 ani, țin minte că eram cu Răzvan în parc și eram foarte romantici și am căzut în lac. Când am fost cu prietena mea, Dana, în Maldive, de ziua mea, și ea a insistat să facem snorkeling, făcând scuba diving. Și tot spunea, hai să intrăm în apă, hai să intrăm în apă. Și am intrat în apă și m-am dus așa puțin mai încolo și la un moment dat, sub noi, la... Mă rog, așa, sub noi, pe nisip, așa, un rechin. Deci nu vrei să știi, pentru că în momentele alea n-ai voie să lipăi, să faci, să te agiți, să stai nemișcat. Aia a fost situația la limită, pentru mine cel puțin. Pentru că noi am fost cu un vapor port container, ultimul meu voiaj pe mare ăla a fost, între Lisabona și New York a avut loc o furtună foarte puternică, începeau uraganele, care acum devastează coastele pe acolo, și vaporul ăla era să se scufunde. Aia a fost o situație în care am avut hipotermie, a fost o nesăbuința mea de tânăr ofițer, eram pe punte, apă de mare, frig, și am fost salvat de un coleg bulgar. Singura situație limită, mi-e foarte frică de avioane, dar foarte, foarte frică de avioane, și acum vreo 2 ani am avut un zbor de la Napoli, bătea vântul atât de tare și la un moment dat am crezut că o să ne prăbușim și mă gândeam doar, mamă, doar 29 de ani să trăiesc? Atunci când ni s-a recomandat de la hotel să luăm o după-amiază pornind de la prânz în deșert cu ATV-urile, ulterior să ne dăm seama că la ora 2 în deșert era undeva la 50 de grade, iar copilul efectiv nu mai dorea să stea, îi era foarte cald, eu m-am super panicat pentru că voiam repede să mă întorc undeva la umbră. Mi se părea că nu se mai termină drumul ăla de o oră, a fost doar un drum de o oră, dar mi s-a părut infernal și gen o viață. Pe lângă panică și multă adrenalină, vedetele noastre au avut parte, până acum, și de momente stângenitoare în public. Clipe care au creat haos, dar și hohote de râs. Eram la serviciu, s-a înregistrat momentul pe care trebuia să-l dăm. Eu nu am știut, eu am crezut că suntem live și au vrut să-mi facă o farsă. Și în timp ce citeam știrile, s-a spart un bec, s-a stins lumina, s-a întâmplat ceva cu prompterul și deja pe măsură ce se întâmplau toate lucrurile astea, deja
clar îmi puneam semne de întrebare, băi, e ceva dubios la mijloc. Iar la final, nu știu, a apărut cineva care mă cerea de nevastă. Am cântat pentru ambasada Turciei la București și în timpul concertului mi s-a desfăcut fusta. Partea bună, însă, a fost că pe dedesubt de fustă aveam un pantalon scurt care ținea practic fusta pe partea din față. Deci eu, partea din spate era un pantalon scurt, dar în partea din față încă mai aveam o fustă care atârna. Și chestia asta s-a întâmplat fix la ultima piesă și am stat toată ultima piesă cu mâna așa să-mi țin fusta. Și erau niște personalități foarte importante la acel eveniment, ambasador, chestii, trestii. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut cu bine. Țin minte, eram la o emisiune în Tutti Pazzi per Silvio, pe Canal 5, în direct, și în timp ce cântam o melodie, am pierdut tocul. Și a trebuit să continui să dansez cu piciorul în aer, fără să mă... Ca știi, ca în desenele animate, când zice, am pierdut tocul. Și când mon amour, mon amour. Am căzut de pe scenă. Am fost chemată pe scenă să să ofer un premiu. Nu știam că trebuie să-l ofer, nu știam cui. Și la momentul respectiv dădeam un interviu. M-au chemat, nu știam despre ce e vorba. Am ajuns pe scenă și moderatorul zice, dai un premiu. Cui? Să uita la mine. Și eu a trebuit să vorbesc 3 minute despre influența razelor de lună asupra papucilor de gumă până o persoană venea din întuneric, nu știam cine e, nu o vedeam, era un regizor pe care oricum nu l-aș fi recunoscut, am ieșit din situație, dar imediat după am coborât de pe scenă la brațul unui actor, uite, în momentul ăsta nici nu știu a cui, m-a luat cineva de braț că și-a dat seama că sunt, și am călcat amândoi pe treaptă și am căzut și bineînțeles că m-am rănit, dar n-am mai contat. Mai de mult, acum vreo câțiva ani de zile, asta este prima care mi-a venit în minte acum. Am intrat într-un club, erau multe scări la intrare, am alunecat ca o tută pe scările alea și am intrat eu în mare haină de blane și cu mari figuri pe mine, am căzut direct în fund. Deci intrarea în club a fost eu în fund, așa, lată la pământ și cu blana pe mine și cu figuri în cap și cu peruca strâmbă. Deci a fost superb, am râs, ne-am clizit, a fost un moment amuzant până la sfârșitul zilei, dar m-am cam durut spatele vreo 3 zile, da?